case secrete pe Brookhaven? Există oare așa ceva? Este posibil? Să-mi spuneți voi asta. O să încercăm astăzi să demontăm niște mituri, să vedem dacă putem să găsim casele secrete din Brookhaven despre care vorbește toată lumea. Să nu uitați să rupeți butonașul de like, să apăsați și pe subscribe și pe clopoțel ca să primiți toate notificările. După cum știți, deja există foarte, foarte multe case care ascund secrete, iar în acele secrete găsim alte încăperi secrete. Ok, cred că deja v-am derutat și m-am derutat și pe mine. O să începem cu o casă care este destul de interesantă și este vorba despre Casa Frăției, casa unde se întâmplă cele mai ciudate lucruri. O să mă duc să o iau, de fapt uite, este una acolo, perfect, însă până să ajungem acolo mai am nevoie de un cristal, așa că o să-mi iau eu o casă și o să vă arăt unde puteți să găsiți cristalul secret din Brookhaven. Cred că o să-mi iau chiar casa asta de aici. Oh, nu, a dispărut casa frăției. Nu-i nimica, lasă că poate o să găsim alta. Prima dată o să avem nevoie de casa aceasta. Stați așa să vedem unde este. Uite aici. Deci aveți nevoie de casa aceasta și există undeva un loc unde se ascunde cristalul. Haideți să vă arăt unde găsiți acel cristal. Deci trebuie să intrați în casă, da? Cam așa arată casa din exterior. Ia să scoatem puțin așa să o vedeți mai bine. Deci cam așa arată casa din exterior și dacă intrăm în casă trebuie să mergem în pod. Ca să ajungi în pod ai nevoie tot așa de o trapă secretă, desigur, adică există prea multe secrete în Brookhaven, bro. Deci ia uite-te aici, există o trapă secretă, trebuie să urci pe ea și după ce te duce sus în pod te poți uita pe aici și a văzut cineva cristalul până acum? Nu știu dacă l-a văzut cineva, este chiar aici cristalul. Trebuie să te duci să iei cristalul. După ce ai reușit să iei cristalul, trebuie să pleci din casa asta, să nu te mai întorci niciodată, pentru că e o casă cam ciudată, ca să fiu sincer, și trebuie să mergi unde altundeva decât la biserică. Deja se întâmplă lucruri foarte, foarte dubioase. Biserica este chiar în partea cealaltă, așa că am nevoie de o bicicletă sau ceva de genul ăsta. Băi, deci atâtea secrete în secrete în secrete care au legătură cu alte secrete. Ok, cred că deja sunt foarte, foarte derutat. Ia să-mi scot asta. Bun, și acum trebuie să mergem până pe partea cealaltă și acolo o să găsim biserica. La biserică e puțin mai complicată treaba, o să vedeți, imediat ajungem. Ar trebui să fie chiar aici pe stânga, da. Și avem nevoie și de o scară aici, ia să vedem dacă găsim scara. Așa, uite aici, gata, am găsit scara și am nevoie și de o cameră de filmat, frate, adică vreau să filmez toate, toate chestiile astea pentru că devin din ce în ce mai creepy. Ok, hai să scoatem puțin astea și să încercăm să urcăm pe biserică. Deci trebuie să ajungem exact, exact acolo sus. Mamă, o să filmez totul, se face și lumină. Mamă, nice, nice, chiar aveam nevoie de lumină. Și punem scara asta aici și o să mă urc pe gard, după care sar pe acoperișul bisericii. Și dacă te uiți aici, există un buton ascuns exact pe biserică, abia că se vede, însă dacă ești foarte atent îl vezi și îl poți activa. După ce ai activat butonul ăsta, trebuie să mergi să mai activezi încă un buton care e la fel de secret și acela. Și butonul acela îl găsești în interior. Ia să prindem becul puțin. O să filmez și chestia asta, frate. Mama mia. Și o să mă pun în sicriu dacă pot. Da, m-am pus în sicriu. Mamă. Și aici mai există încă un buton. Încă nu o să-l activez pentru că am nevoie de laptop întâi. O să scot laptopul și o să vedeți că se va întâmpla ceva. Și de ce fac chestiile astea? Le fac pentru că există un mit care spune că dacă îndeplinești cât mai multe secrete din Brookhaven, vor apărea aici niște case noi pe care nu le poți vedea decât după ce îndeplinești secretele. Are logică? Are logică. Bun, hai să vedem acum dacă putem să activăm laptopul. Deci am nevoie de laptop și dacă scoți laptopul poți observa că el nu reușește să se sincronizeze. O să apară imediat pe ecran, uite acolo, sync failed. Și practic noi trebuie cumva să reușim să-l sincronizăm, adică trebuie să îl conectăm la ceva. Și ca să facem asta trebuie să mergem aici la
la sicriu și să apăsăm pe butonul acesta și efectiv te teleportează aici pe arcadă, frate. Ia uite-te, mama mia. Și dacă scot laptopul acum, o să se conecteze. Ia să vedem dacă funcționează. Abia aștept să văd. Haide, haide. Oh, uite acolo, connected. Deci efectiv laptopul s-a conectat. Și asta înseamnă că s-a conectat la ceva, însă nu știm momentan la ce. Este tot un secret care bântuie prin Brookhaven de foarte, foarte mult timp. Și acum hai să mergem să vedem dacă reușim să găsim o casă a frăției. Perfect, mai avem de așteptat încă 20 de secunde, încă laptopul este conectat și asta o să fie boom, frate, o să fie efectiv mind-blowing, da? Pregătiți-vă pentru ce o să vedeți, o să scot și camera de filmat pentru că chestia asta chiar trebuie filmată. Casa frăției ascunde cele mai multe secrete pe care le-am văzut eu până acum și cu siguranță o să mai găsesc și altele. Mai sunt încă 2 secunde și acum efectiv trebuie să-mi scot casa cea veche și să îmi cumpăr casa cea nouă, da? Avem nevoie de casa unde este, uite, casa aceasta și vreau să vă mai spun încă ceva, ceva ce voi nu cred că știați. Există niște case care sunt încercuite așa cu roșu. Casele încercuite cu roșu au de obicei cele mai multe secrete și ele sunt create exclusiv pentru roleplay. De asta sunt făcute și de asta sunt încercuite cu roșu, ca să se știe care sunt cele mai secretoase case, ca să zic așa. Și hai să luăm căsuța asta care este de fapt casa frăției și aici vom găsi niște lucruri la care nici măcar nu v-ați gândit. Gata, s-a încărcat și acum hai să mergem înăuntru. Prima și prima dată ce trebuie să faceți când veniți aici, vă băgați și voi la un joc frumușel. Ia să vedem ce jocuri sunt. Mamă, ne jucăm niște Tetris. Doamne, de când m-am mai jucat Tetris? Ne putem juca cu tankurile. Ia uite aici, băi, World of Tanks, frate. Gata, distrugem tot cu tankul nostru. După care puteți să vă duceți în beci pentru că acolo o să se întâmple totul. Și odată ce am ajuns în beci, deja începe să devină tot mai creepy. Trebuie să vă uitați pe aici frumușel așa și să alegeți cartea potrivită ca să se deschidă o ușă secretă. Glumea, frate, nici măcar nu trebuie să faceți asta. Trebuie să veniți exact aici în colțul ăsta și aici există un buton care abia se vede. Dacă apăsați pe buton, se va deschide, desigur, o ușă secretă care se închide aparent destul de repede. Deci trebuie să intri, zbeng, și aici găsim o sală secretă unde se întrunesc cei din frății, probabil. Ok, aici ascund toate chestiile ciudate frățiile și aici mai trebuie să facem încă ceva, da? O să vă arăt întâi să vedeți că efectiv nu funcționează dacă nu faceți chestia asta. Avem un buton secret care va deschide o nouă cameră. Deci practic ai putea spune că există deja case secrete în alte case, pentru că uitați-vă și voi, asta e cât o casă, frate, și pe lângă asta mai există încă o cameră pe care o vom descoperi imediat. Hai să ne uităm pe aici, trebuie să găsim un buton undeva pe un stâlp, pe aici pe undeva era, stai așa că-l găsim, vere, ia uite aici, uite la acolo sus, apare butonul acela sus acolo, însă momentan nu îl putem apăsa. Și ca să îl putem apăsa, trebuie să facem ceva. Avem nevoie de un laptop, efectiv. Deci trebuie să luați laptopul în mână și după ce ați luat laptopul în mână, mergeți și vă așezați pe toate scaunele. Nu știu care e ordinea, puteți să mergeți în orice ordine vreți voi, însă dacă vă așezați pe toate scaunele, efectiv o să se aprindă butonul. Uitați-l acolo sus, s-a aprins deja și o să-mi scot laptopul, după care o să apăs pe el. Și după ce am apăsat pe el, o cameră secretă se va deschide aici. Mamă! Și există o cameră secretă într-o altă cameră secretă? Serios? Adică chiar este posibil asta? Deci e posibil să existe și case secrete, însă nu am reușit momentan să le descoper. O să mă uit imediat să văd și pe lista aceea dacă a apărut vreo casă sau ceva de genul ăsta. Și ia să vedem ce scrie pe laptop. Aparent nu mă pot așeza pe scaun, însă putem citi ce se întâmplă aici. Ia să vedem. Nu am știut adevărul încă de la început.
ei au venit când eu eram copil. Ok, deci e clar că cred că e un mesaj de la domnul Brookhaven sau ceva de genul acesta, pentru că are legătură cu copilăria lui și cu ce se întâmplă cu cristalele astea. Cel mai probabil, da, e clar, asta se întâmplă, frate. Hai să ieșim de aici pentru că încep să se întâmple lucruri stranii și vreau să mai verific ceva, însă vreau să ajung la suprafață. Ia să vedem, să deschidem aici ușa frumușel și să ajungem aici sus, că avem mai multă lumină. Vreau să verific, să văd dacă a apărut vreo casă secretă. Deja cred că am apăsat pe foarte multe butoane secrete și am descoperit o grămadă de secrete, însă nu a apărut nicio casă, dar poate există case care se declanșează odată ce descoperi și alte secrete. Vreau să-mi scrieți voi în comentarii dacă ați reușit să găsiți vreuna și aș vrea să rupeți butonașul de like, să apăsați și pe subscribe și pe clopoțel ca să primiți toate notificările, iar noi ne reauzim ca de fiecare dată pe următoarele episoade. Pa, pa!